Am de una pe niște casete și am văzut mari noștri actori și mai mult ca niciodată le-am simțit lipsa. L-am văzut pe Rauschi, l-am văzut pe Amza, am văzut-o pe Gina Patrichi, l-am văzut pe George Constantin și l-am văzut puțin și pe acest mare actor cu care am jucat și în piese și în filme, care s-a numit Ștefan Iordache. Și mi-a adus aminte o vorbă formidabilă a unuia dintre cei mai frumoși oameni pe care a avut românimea și care s-a numit Fănuș Neagu și care spunea acest lucru pe un zenit fatal și spunea că noi am făcut parte dintr-un stol pe care nu l-ați cunoscut, al cocorilor de jertfă, al cocorilor de jertfă. Cred că Fane Iordache a făcut parte din acest stol.